Tot ce știi, transformă în mii. Beneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Beneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Riști totul, mai puțin curcanul de 15 kg de la Peneș Curcanul, pe care îl aveți garantat în această dimineață și săptămâna viitoare, în fiecare zi practic la Dublu sau Nimic. Verificați originea pe etichetă de fiecare dată ca să știți că e un curcan românesc. Îi ținem aici în garaj. Avem o turmă. Și cu fiecare concurent ne ducem la curcan și facem inim, inim, mai inim. Și curcanii... Dorin, bună dimineața! Salut! Neața bună! Bună Dorin dimineața. Din Timișoara e cu noi! Bine ai venit, Dorine! Ce ne place orașul ăla! Să trăiți, să trăiți! Să îmbătrâniți ca mărcă! Vă place Timișoara? Ne plac pe Timișoara, da, rău de tot! Este superbă Timișoara! Ați mâncat toți porumbei? Mai aveți porumbei acolo? Mai avem porumbei, mai avem! Din păcate avem și un primar, mai bine rămânea acolo unde a fost. Adică unde a fost? Că el e... În Germania. E, na, asta e bună acum. Pe domnul Fritz. Da. Domnul Fritz. Așa, v-ați obișnuit cu cântecul de chitară, înțeleg. Da, nu că ne-am obișnuit cu cântecul de chitară, dar era un timișorean, domnul meu. Am și înțeles. Ăla știe ce trebuie făcut pentru Timișoara și a făcut multe. Deși a fost criticat și de voi. Să știți că primarul nostru favorit. Da. Da. Acum înțeleg că industria frizeriilor... Nici în București nu mai merge cum mergea cu frizeriile. Cu frizeria, da. Da, nici în Timișoara, cred. Dacă domnul Robul da, să s-o credeți voi că nu merge. Merge. Bine. Hai să merge. Bine. Facem dublu sau nimic, să punem da, întrebarea jucăm. Și să ne vedem de viață. Dorine, plecăm da. De la 300 de euro, dublăm la 600, 1200 sau 2400 de euro în dimineața asta. Sunt foarte mulți bani. Domnul. Avem și un curcan pregătit. Regulile jocului sunt simple. De fiecare dată după un răspuns corect te așteptăm să decizi dacă mergi mai departe sau te oprești. Te oprești, rămâi cu banii câștigați până în momentul ăla. Mergi mai departe, risci să-i pierzi. Nu știu dacă ai fost atent, dar prima întrebare am zis că e din operare calculatoare. Ce-ți place ție? Aoleu. Asta e bine. Da. Nu, vreau să face, Dorin, vreau să faci absolut simplă, orice nu. Astăzi și să treci de prima întrebare. Bine. Da, absolut orice, că după aia e simplu. Asta bine. E ușor așa, mai ciudățică. Da. Da? Să vedem. Bine, 6 secunde ca să ne dai un răspuns corect. Luca, mai ai nevoie de ceva? Nu, vreau să dă, nu mai zi, da. Zi, ajutoare zi. Ceva, avem Dorine, care-i treaba? N-am de nimeni, sunt singur. Ok, singur împotriva tuturor. Da. Bine, hai să începem atunci, plecăm de la 300 de euro. Dorin, chiar dacă poate nu ești foarte bun la calculatoare, să nu te tem că nu e o întrebare complicată, e destul de comună, trebuie doar să fii puțin atent, da? Da, da. Spune-ne, te rog, cum se numește pachetul de aplicații Microsoft pentru birou, din care fac parte Word sau Excel? M-ați încuiat. Oh. Nu știu. De la bun început vă spun că nu știu. WordNet, nu știu. Ne pare rău, Dorine, e unul dintre cele mai utilizate pachete de programe și e trecut că asta râdeam noi mai devreme când am dat indiciu că îl are mai toată lumea în ziua de azi, acum trecut în CV. Toți știu să folosească Office. Da, nu m-am întâlnit cu Office. Să fiu cinstit. Asta e viața. Știu ce... Asta e viața, la vii. Da. Cred că fiecare dintre noi s-a întâlnit cu Office măcar o dată în viață, fie că știam sau nu-l cunosc. Da, Dorin, îți mulțumim tare mult, te salutăm numai bine. Mulțumim, Dorin, Wiedersehen. Ai un curcan. Ai un curcan de la noi, un curcan de la adevărat. Am căutat noi pe etichetă și confirmăm că e românesc 100%. Alegeți să consumați carne de curcan românesc de fiecare dată. 15 kg de curcan, ca să spun așa, pentru Dorin astăzi. Resetăm cronometrul la bani și de luni o luăm de la capăt cu dublu sau nimic. Auzi, dar fă ceva cu prima întrebare, că nu...
Aia, au fost două zile, acum s-a întâmplat. Poți să întreb și de... Lasă, nu mai vorbim noi. Deșteptarea. Every morning, first thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.